Categoria Ștefan Bănică, băieți sub 24 de ani, bootcamp începe acum. Radu, ești primul? Da, mă, da. Lasă-mă să fiu primul. Că ar putea cineva să ia scaunul în locul meu? Ăsta-i concursul. O să fiu foarte tocilar la momentul ăsta, dar deocamdată pentru fiecare, din punct de vedere probabilistic, șansa fiecăruia este de 2,2%. Deci n-are niciunul mai mult sau mai puțin. Credem în acei 2%, dar suntem prieteni, frate. Nu e ok nici primul, nici ultimul, nici la mijloc, dar cumva când ești primul, presiunea e mare că ești prim. Bine, eu un scaun acolo pentru tine, da. Radu este un tip care a fost la incendiu din colectiv și care acum iată-l că e alături de noi. Mie mi-au ars ambele mâini și nu neapărat brațele, cât mâinile în sine. N-am mai putut să le folosesc. Asta înseamnă că depindeam de cineva să mă hrănească, depindeam de cineva să mă duc la baie. Dar comparându-mă cu cei cu care am fost acolo, eram extraordinar de bine. Evident că venind din mediul din care vin și având povestea pe care o am, a fost oameni care au văzut partea pozitivă a poveștii, a fost oameni care au văzut doar povestea în sine. Că mă folosesc de povestea mea și asta nu este ok. După experiența asta, acum, în această secundă, te-a influențat într-un fel pentru tine, ca artist, nu ca om. Dacă există un lucru pe care incidentul colectiv l-a adus în viața mea, a fost puțin mai multă pozitivitate, dacă asta are sens. Are foarte mult sens. În primul rând am învățat să-mi asum mai multe riscuri. Am învățat să zâmbesc mai des, am învățat să mă bucur de mult mai multe momente, mai mult ca înainte. Pentru că viața e scurtă și nu realizezi asta decât atunci când mai e puțin și dai ori tu popii. Eu n-am venit la X Factor bazându-mă pe asta. Eu am venit la X Factor ca orice om normal. Am venit la X Factor încercând să trec peste povestea mea, dar cumva conștient că la un moment dat povestea va deveni puțin mai importantă decât mine. Pentru că este foarte greu să o ocolim. Dar nu m-am bazat pe asta, n-am vrut să mă folosesc de asta, nu îmi doresc să mă folosesc de asta. E povestea mea, pe mine m-a modificat în felul în care m-a modificat, eu sunt așa cum sunt din cauza lucrurile care mi s-au întâmplat. Așadar, iată-mă. Radu. Maestre. Salut. Am vorbit cu el minutele trecute și a zis că vrea doar să se termine repede. Adică să se întâmple, ca la o injecție, știi? Să fie repede. Când eram mici, intram la vaccin. Da. Începe. Gata. Și ce se întâmplă după cortina asta? Da. Trebuie să cânt și trebuie să cânt bine. Și iau un scaun. Și să iau un scaun, da. I-am spus, sunt curios, te văd fără gitară. Chiar dacă pare un amănunt nesemnificativ, el nu este deloc nesemnificativ, pentru că oamenii se simt... Dom'le, în momentul în care am dat gitara jos, îmi lipsește ceva. Gitara e ca un scut, mă apără, e cu mine. Suntem doi. Acum nu mai sunt doi, ești tu singur, cu emoțiile tale pe care le stăpânești cu... Atât. Nu ieși pe ușa asta în următoarea oră. Nu ies. Sau ce puțin încerc. Microfonul de live. Mulțumesc. Așteaptă jurați. Bună seara. Hello. Salut. Cum ești? Sunt așa, nu știu ce să zic, sunt primul, e greu. Ți-am zis ieri că este un concurs, nu este sfârșitul lumii, da? Și orice ai face, până la urmă ești câștigat, pentru că aici poți să faci ceea ce îți place la un super nivel, zic eu, și lumea poate să afle de voi. Depinde de voi, de încrederea în voi, de ce veți face astăzi seară și cine mă va convinge ca să merg mai departe cu el. Baftă, Radu! Cine te susține? Mă susțin ca la audiții fratele meu și prietena mea, transmițând energii pozitive și împingându-mă de la spate
dau tot ce e mai bun din mine. Are emoții.